specială cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, ne reauzim în direct dintr-un moment în altul, așadar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, va vorbi în Parlamentul României în doar câteva momente. Imediat după ora 19 va începe intervenția prin videoconferință. Iată, liderul ucrainean se va adresa și aleșilor români, se va adresa și românilor. Asta după ce a ținut discursuri similare în legislativul mai multor țări. Este de așteptat firește să ceară sancțiuni suplimentare la adresa Rusiei după imaginile cu, nici nu știu cum să le numim. Cătălin Striblea este alături de mine în studioul Europa FM. Te salut, Cătălin. Bună seara, Adriana. Orori, monstruozități de acolo, din Bucea. Ce a fost acolo? E greu să ne imaginăm că se poate întâmpla așa ceva. Și în continuare apar date, urme, morminte, cadavre, toate care atestă că acolo s-a întâmplat o crimă cu premeditare. Atrocități, să le spunem, și atunci când se va pronunța justiția, probabil că vor fi crime de război. Acesta este cadrul în care va avea loc acest discurs extraordinar. Trebuie să spun că am vorbit astăzi cu un alt oficial care mi-au spus și ucraineni și români, care mi-au spus că va fi un discurs aparte. Există textul discursului domnului Zelensky în momentul ăsta, cel puțin în partea ucraineană, și că e un discurs diferit față de cel pe care Volodymyr Zelensky l-a rostit în fața altor parlamentari sau în alte capitale europene sau... Eu nu știu, facem noi față unui astfel de discurs, unui astfel de mesaj? Dacă e să ne uităm la toate discuțiile astea de dinainte de a afla că va vorbi Zelensky în Parlamentul României. Ciolacu, atac la Câțu. Câțu spune că de fapt el a vorbit și o să vorbească și Zelensky, exact. Și va fi la ora 19. Îl merităm? Trebuie să spunem că a fost 3 zile bizare, atât pentru jurnaliști, cât și pentru parte dintre politicieni și pentru administrația românească. Că noi am început să ne interesăm de joi, începând de acest discurs, da, cu ajutorul corespondenților noștri, și îi mulțumesc lui Cristi Citre pentru ajutorul dat, cu telefoanele pe care le dăm noi, ca să aflăm că nu se știe. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, ieri la fel, nu știm încă, nu știm ce se petrece. Am reușit să confirmăm acest discurs cu partea ucraineană și nu cu partea românească, dacă vă vine a crede așa ceva. Ori lucrurile erau împotmolite undeva pe traiectoria domnilor Câțu și Ciolacu. Exact. Să spunem că acest demers a fost inițiat de președintele Senatului încă, Florin Câțu, da? Că mai e consultat, întrebat de noi, nu a putut să dea un răspuns în această chestiune, da? Și domnul Câțu susținea, domnule, eu am făcut tot ce trebuie. Domnul Ciolacu spunea că lucrurile nu s-au adunat cum trebuie, nu ne-e foarte clar asta, până când a avut loc o discuție între partea ucraineană și domnul Ciolacu, una care a deblocat lucrurile astea. E foarte interesant acest aspect al modului în care am reușit să ne organizăm. Da. Da, în toată această situație, iar aprobarea pentru ședința comună a venit în această dimineață, când partea română, în sfârșit, domnul Ciolacu, probabil că și-a dat aprobarea sau s-a înțeles domnia sa, ne spunem în public, sau neopunându-se nicio secundă acestui discurs, doar că nu dau seama cine și cum a căutat întâietatea în această poveste care, până la urmă, se va întâmpla. Adică președintele Zelensky își dăduse aprobarea pentru discurs încă de miercurea sau joia trecută, la fix 24 de ore după ce partea română a cerut acest discurs. Deci a fost lansată o invitație de către partea română. Da. Și președintele Zelensky a confirmat un 24 de ore. Vreau să mergem acolo. În doar câteva momente va vorbi președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Europa FM îl va transmite în direct. Înainte de asta vorbesc liderii români. Florin Câțu, președintele Senatului. Acum declarații în direct. Domnule Volodymyr Zelensky, președinte Ucrainei, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați în o altă instanță. Este o onoare să vă, domnule președinte Zelensky, este o onoare să vă ascultăm astăzi în Parlamentul României.
Mulțumesc că mi-ați acceptat invitația de a susține acest discurs. Îi mulțumesc și prietenului meu, prim-ministrul Ucrainei, pentru ajutorul oferit în acest demers. Mulțumesc, Denis. Domnule președinte Zelenski, sunteți un erou nu doar în Ucraina, ci și în România, precum și în toate statele care respectă principiile și valorile democratice. Curajul și perseverența de care ați dat dovadă, dumneavoastră și poporul ucrainean, în această perioadă dificilă, pentru Ucraina ne inspiră pe toți. Ne motivează să fim mai uniți, pentru că doar împreună putem reuși tot ceea ce ne-am propus și doar împreună putem învinge. Este inadmisibil ce se întâmplă acum în Ucraina. Vladimir Putin este un criminal care sfidează orice lege, orice tratat internațional. A condus Rusia către un război ilegal. Masacrul de la Bucea nu trebuie să rămână nepedepsit. România a sesizat deja Curtea Penală Internațională cu privire la infracțiuni de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei. Domnule președinte, prin gestul dumneavoastră de a merge în mijlocul ucrainienilor din Bucea, ați arătat încă o dată că sunteți un adevărat lider pentru poporul dumneavoastră și meritați tot respectul și admirația conducătorilor de peste tot. De aceea, noi aveam datoria de a nu rămâne pasivi. Pentru a avansa în demersurile noastre de stopare a Rusiei, trebuie să facem mai mult. Și mai mult. Toată Europa trebuie să facă mai mult. Pentru că în fiecare oră în care noi vorbim despre ce e bine și ce e rău, în Ucraina sunt asasinați bătrâni, copii, femei, civili nevinovați. Domnule președinte Zelenski, am fost și voi rămâne unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai politicii promovate de Putin. Războiul declanșat de acesta nu are justificare și avem datoria să-l oprim prin toate mijloacele. Asta înseamnă că Rusia trebuie izolată complet din punct de vedere economic. Poate că unii cred că este o măsură mult prea dură, dar niciun răspuns nu cred că e suficient de aspru pentru atrocitățile provocate Ucrainei. Și este important, domnule președinte, să aflăm direct la dumneavoastră despre situația critică a ucrainienilor. Domnule președinte, vă asigur de tot sprijinul meu, voi fi în continuare o voce vehementă pentru ca România să contribuie la stoparea războiului ilegal declanșat de Rusia. Mulțumesc! Sorin Câțu, președintele Senatului, și în doar câteva momente va vorbi și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Spunea Florin Câțu mai devreme că Europa e datoare, toată Europa trebuie să facă mai mult, iar Rusia trebuie izolată complet din punct de vedere economic. Îi vorbea lui Volodymyr Zelenski și spunea că sunteți un erou. Haideți să-l ascultăm și pe Marcel Ciolacu. Membrii ai guvernului. Începând cu 24 februarie, ne confruntăm cu cea mai gravă criză de securitate de la finele celui de-al doilea război mondial, prin invazia nejustificată, ilegală și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ne alăturăm și de la această tribună vocilor care exprimă sprijinul ferm și de neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional. Așa cum exprimam încă din data de 28 februarie, prin declarația Parlamentului României privind situația din Ucraina, respingem cu hotărâre comportamentul irresponsabil al Rusiei și cerem încetarea imediată și necondiționată a acțiunii militare împotriva Ucrainei, precum și retragerea forțelor armate ruse de pe întreg teritoriul acestei țări. Ultimile zile ne-au arătat imagini oribile, greu de crezut pentru Europa secolului 21. Imaginile din Bucea, care au făcut în conjurul lumii, ne-au copleșit și ne-au revoltat pe toți. Nu putem accepta ca autorii acestor masacre să rămână nepedepsiți. Ei trebuie să ajungă în fața justiției să fie trași la răspundere cât mai rapid. În acest sens, sprijinim pe deplin o anchetă amănunțită din partea Curții Penale Internaționale. România, alăturându-se acestui demers, încă de pe data de 2 martie.
domnule președinte Zelenski, domnilor și domnilor, în aceste momente doresc să-mi exprim întreaga solidaritate cu țara dumneavoastră, cu cetățenii și autoritățile ucrainiene legitime. Vă asigur că, așa cum s-a întâmplat și până acum, cetățenii care fug din calea războiului vor găsi ocrotirea de care au nevoie în România. Implicarea și generozitatea arătate de societatea civilă, de cetățenii români, în sprijinul numeroșilor refugiați soțiți în țara noastră, sunt cea mai emoționantă expresie a valorilor europene, pentru apărarea cărora se dă astăzi lupta în Ucraina. Domnule președinte, războiul este o tragedie din care nimeni nu câștigă. Toți pierd. Războiul aduce doar moarte, suferință și destine distruse. Tocmai de aceea, gândul meu se îndreaptă și către etnicii români din Cernăuți, Odessa, de pe tot cuprinsul Ucrainei. Românii din Ucraina luptă în aceste zile pentru libertatea țării în care trăiesc și în care își cresc copiii. Și cred, domnule președinte, că tocmai acest lucru reprezintă cea mai sinceră expresie a legăturii profunde dintre națiunile noastre. Cu curajul dumneavoastră și al cetățenilor ucrainieni, indiferent de etnie, demnitatea și hotărârea cu care luptați pentru libertate și pentru dreptul de a vă hotărâ singuri soarta, sunt un exemplu pentru întreaga lume. Victoria Ucrainei este o victorie necesară, atât pentru viitorul european al țării dumneavoastră, cât și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Succesul Ucrainei înseamnă victoria libertății, democrației și valorilor europene în această regiune a Europei. Trăiască România, slava Ucrainii! Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, așadar, l-am ascultat în Parlament. Urmează în doar câteva secunde, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, va vorbi și îl vom asculta în direct din Parlamentul României. Vorbea Marcel Ciolacu despre invazie ilegală. Mergem acolo în Parlament, Volodymyr Zelenski. Nu aud. Da, există câteva probleme la traducere, da. Dar discursul va sosi cât se poate de repede din partea președintelui ucrainean. Volodymyr Zelenski va avea un mesaj în Parlamentul României și o să-l ascultăm, sperăm, cât mai repede. Au vorbit Florin Câțu, au vorbit și Marcel Ciolacu, păreau emoționați, Cătălin Striblea. Da, Marcel Ciolacu, foarte interesant mesajul din partea PSD-ului și a președintelui Camerei Deputaților, pentru că a avut o componentă euroatlantică, dar țineți minte că este exprimată de președintele PSD, un partid care în ultimii ani a fost mai cu fereală. Dar cred că avem sunet de înțeleg la... Înțeleg că s-au rezolvat, da, problemele. Hai să vedem. Și mergem acolo în Parlament, ar trebui să auzim. Să auzim discursul președintelui ucrainean, o transmisiune preluată de la televiziunea publică, de la TVR. Nu, încă nu, dar ar trebui să vină. Da, o să vedem ce s-a întâmplat acolo. Imediat o să revenim la această chestiune. Spuneam de președintele PSD, domnul Ciolacu, că a avut această dimensiune care e destul de nouă la PSD. Adică PSD, în ciuda lucrurilor pe care le exprima euroatlantice în mod obișnuit, dar cu jumătate de gură, de câteva zile încoace este mult mai ferm în această direcție. Și să remarcăm acest lucru, plus mesajul pe care l-a transmis și pe care probabil că parte dintre alegătorii domnului Ciolacu l-așteptau, cel referitor la minoritatea românească din Ucraina,
Asta mi se pare foarte important și foarte interesant. A spus într-un mesaj echilibrat că domnia sa îi vede pe românii din Ucraina apărându-și patria pe front, ceea ce este teribil pentru ei, și că asta întărește și mai bine legăturile dintre cele două popoare. E un mesaj important pentru că în ultimele săptămâni s-a mers pe această teză a faptului că Ucraina nu a protejat minoritățile, că minoritatea română a avut de suferit, iar acesta e un tip de mesaj politic pe care domnul Ciolacu a vrut să-l transmită direct președintelui Zelenski. Ce s-a întâmplat în Parlament, vă spunem imediat. Președintele Zelenski... În video au fost difuzate imagini. Da, cerute de partea ucraineană. Exact. Cred că despre asta a fost vorba. Cu ce s-a întâmplat în Bucea. Și acum l-auzim pe președintele Zelenski. În istoria lumii. În istoria omorârii oamenilor. Până prezent știm de peste 300 de oameni torturați. Locuitori ai Bucii. Oameni simpli, locuitori unui oraș simplu. Au fost cu mâinile legate la spate, împușcați în ceafă sau în ochi. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалося розслідування. Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали, які в російські військові катували людей. Є всі підстави припускати, що кількість убитих мешканців Бучі та інших українських міст буде значно більшою, ніж те, що ми знаємо сьогодні. Чому російські військові це зробили в той же день? De ce au făcut 3 квітня, коли світ жахнувся, побачивши тіла убитих в Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції РІА Новості була опублікована стаття з обґрунтуванням геноциду українців. Її назва до болі красномовна. Я цитую. Numele, denumirea articolului era, Росія повинна зробити з України. І це не просто текст. Nu este один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинів. Такі описуються чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та й самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати і підкорити. Казано, що потрібно провести деукраїнізацію і деєвропеїзацію України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається. Хочу ще раз підкреслити, це сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України. Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло. Tot ce nu respectă această poziție, nu trebuie cenzură. Vreau să mă înțelegeți. Коваються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист нашої держави, вони зробили б те, що зробили в Бучі, але на всій території України. На всій. Нам відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованих територіях. Нам відомо про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов'язаних з армією. Навіть просто присутність в квартирі людини національної символіки України, державного права або герба, вже була для окупантів приводом для того, щоб вбити цю людину або принаймні погрозити. Але чому вони не ховаються? Чому вони навіть зараз, коли світу вже все зрозуміло, відкрито кажуть, я хочу знищити цілий народ? На це запитання є дві відповіді.
La această întrebări este două răspunsuri. În primul rând trebuie să trăiești foarte bine. Și-a încheiat viața Nicolae Ceaușescu. După ani, în care era foarte mare, această persoană era inadecvată. Soția lui și securitatea trag țara în jos, sărăcie, izolare, nu numai de întreaga lume, dar izolare de tot ce înseamnă progres. Acel regim se bagă doar pe înfricoșare, pe represiuni, pe putere și nimic nu avea sfânt. Поставил и захистив себе, врятував себе, скинувши неадекватну владу, бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружина, оточення його секуритати, неможливо було ні в чому переконати. Так само неможливо переконати зараз в Росії і тих, хто пропагує війну, хто віддає злочинні накази, хто розробляє плани геноциду українського народу і знищує української держави. Și ti люди неадекватні, вони втратили будь-який зв'язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї. А друга причина, чому Росія відкрито закликає до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які всі, весь світ побачив Бучі, це впевненість російських топ-посадовців. Що європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими, що Європі не вистачить лідерства, і що європейські народи не здатні захистити цінності, які об'єднали континент. Пані та панове, Doamnelor și domnilor, великі румунські народи, ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності, і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі. Чому ми маємо зробити це разом? Кожен з вас розуміє, що Україна не остання ціль російської агресії. Україна не є ультима. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше агресивне Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу, а від Одеси, а до Одеса, і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона української власної держави є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже, передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю. Iar asta înseamnă și securitatea în întreaga Europa. În prezent, în teritoriul Ucrainei se decide soarta întregii Europe centrale și Mării Negre. De aceea, apărând libertatea Ucrainei, libertatea ucrainilor, înseamnă să protejezi, să apări securitatea Europei. Ce trebuie să facem? Da, au fost impuse sancțiuni împotriva Rusiei până acum, dar războiul durează deja de 40 zile. După 8 ani de război în Donbass. Росія повинна шукати миру з Україною та з усією Європою. Для цього Росії слід позбавити усіх ресурсів, передусім фінансових і економічних. Євросоюз має нарешті ухвалити принципове рішення і закрити порти для російських суден, зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росії, обмеження потоку грошей за російські енергоносії немає. Транзиту мерфурілор спре Русі. Și din Rusia. Який має бути формат? Putem să vă importați resurse energetice din Rusia. Nu există alternativă. Putem să vorbim despre formatul petrol, formate produse alimentare, dar este mai multe programe. Petrol, în schimb, de produse alimentare, dar este nevoie de a impune alte sancțiuni. Fiecare politician a lumii democratice trebuie să acum susțină sub orice formă Ucraina prin pentru că acum se decide cine va câștiga în acest război, libertatea sau tirania. Fiecare trebuie să facă tot ce se poate pentru a face ca acești militari ruși să răspundă în fața legii pentru infracțiunile comise pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Astăzi am vorbit cu reprezentanții Uniunii Europene.
despre... Îl ascultăm în direct așadar pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. A trebuit să întrerupem puțin această transmisiune pe care o preluăm de la televiziunea publică. Cătălin, e dificil și ne scriau și ascultătorii pe pagina de Facebook Europa FM. Se aude foarte încet translatorul. Aparent, feed-ul traducerii venea de două ori acum și era încălecarea discuției. Haideți să recapitulăm să vedem dacă această problemă tehnică poate se rezolvă în secundele următoare. Încercăm să spunem ce a zis președintele Zelensky până în acest moment. O scurtă recapitulare. Așadar, discursul a început cu probleme tehnice de la Parlament. A fost proiectat un film cu masacrul de la Bucea. Imagini neblurate, înțeleg. Exact. După care zice așa Volodymyr Zelensky: ați văzut autoturisme strivite de tancuri, femei și fete ucise de ruși și încă nu avem în acest moment detaliile torturii. Avem informații sau avem toate informațiile că numărul de victime e mai mare decât cel pe care l-am estimat până în acest moment, 300 de persoane, înțeleg că și-a revenit discursul. Înțeleg că se aude mai bine acum. Haideți să continuăm. Susținerea și respect reciproc și bunătatea dintre popoarele noastre este o bază pentru o apropiere și mai mare dintre popoarele noastre și statele noastre. Și cum situația va permite, vreau să încep un dialog cu România pentru a permite întreaga protecție minorităților noastre naționale, comunității românești din Ucraina și cele ucrainene din România și să asigurăm toată susținerea care pe care o putem asigura. Pentru că viitorul nostru este împreună într-o familie europeană. Și sunt convins că foarte apropiat că voi putea să mă adresez dumneavoastră cu mulțumiri pentru întreaga susținere, susținerea României în intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Glorie României, glorie Ucrainei. Cred că acesta e finalul discursului. Da, glorie României, glorie Ucrainei, spune Volodymyr Zelensky. Vreau să încep un dialog cu România, a spus acum la final, pentru a permite protecția minorităților naționale, comunității românești din Ucraina, să asigurăm toată susținerea noastră. Viitorul nostru este împreună într-o familie europeană. Da, ăsta e un mesaj pe care o mare parte din clasa politică din România îl aștepta, adică întâmpină ceea ce spuneam mai devreme legat de Marcel Ciolacu și diminuează o parte din tezele naționaliste pe care sau care s-au și făcut simțite în Parlament. Înțeleg că au fost niște manifestări acolo din partea unor membri ai Partidului Aur. Cred că l-avem la telefon pe domnul Cristian Tudor Popescu. Haideți să-l salutăm. Vă salut și eu, domnule Strita. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, doamna Nedelea, vă rog. Domnule Popescu, ce v-a sărit în ochi în acest discurs al președintelui Zelensky? Ce ar fi putut să-mi sară dincolo de vorbe? Imaginile, nu? Ceea ce am văzut la începutul discursului. E greu să mai spui ceva după asta. Ce anume înseamnă aceste imagini? Hai să ne gândim că rușii au făcut asta fără să aibă nici un fel de ezitare. Deci au omorât oamenii aceștia lipsiți de apărare, nu numai aici, la Bucea, aici, pentru că s-au retras rușii, au apărut acum cadavrele, crimele în spate, cu siguranță și în celelalte orașe ocupate de ruși, dacă s-ar retrage, atunci am vedea aceleași lucruri înspăimântătoare rămase. A vorbit președintele Zelensky despre intenția de a extermina poporul ucrainean, civilii. Rusia se apucă acum prin glasul acelor roboți ucigași, defecți, Lavrov sau Peskov, să spună că e o scenare, că
au dubii serioase și mai departe. Astfel de acte sunt prevăzute și încurajate de către presa de stat rusă, de către agențiile de știri. RIA Novosti, în speță, ce a spus președintele Zelenski, am citit și eu ce scrie acolo, și acolo scrie foarte clar ce se urmărește. Este vorba de pur și simplu vivisecționarea națiunii ucrainiene. S-au dus cu liste acolo de inși care trebuie să fie executați. Acest lucru l-a spus chiar Vladimir Putin înainte, chiar după ce a început invazia. Vor plăti cei care se află pe listele noastre, naziștii și naționaliștii aflați pe listele noastre, vor plăti. Și iată că s-au dus cu lista și au executat acolo pe oameni cu mâinile legate la spate și cu un glonț în ceafă. Procedeul ăsta este o tradiție rusească, a fost folosit și în, după 1917, a fost folosit în executarea 22.500 aproximativ de prizonieri polonezi la Katyn, glonț în ceafă, de către NKVD-ul sovietic. Și l-au aplicat aici în mod premeditat și declarat. Ce probează ce s-a întâmplat? Probează disprețul lui Putin și al regimului lui față de Europa. Faptul că au fost siguri, făcând toate acestea de când a început invazia, că europenii sunt slabi, pot fi mituiți, sunt interesați mai mult de confortul lor bazat pe gazul și petrolul din Rusia decât să ia atitudine, să acționeze în fața unor astfel de atrocități. De aceea le-au comis. De aceea, fără să clipească, comit aceste crime și vor mai comite în continuare, pentru că nu dau doi bani pe europeni. Acum este timpul Europei să arate dacă este în stare de o acțiune coordonată împotriva Rusiei, care să nu mai țină seama de interesele meschine ale fiecărei națiuni. Pentru că se poate face acest lucru, categoric. Categoric se poate. Asta înseamnă o viață mai grea pentru germani, pentru francezi, pentru alți europeni, da. Dar lucrul ăsta trebuie suportat. Europa e în război cu Rusia. Și ucrainienii, așa cum a spus ministrul economiei Robert Habeck, a spus, noi avem inflație mare, ne va fi greu, dar ucrainienii sunt bombardați, sunt asasinați, sunt alungați, strămutați, ei suferă mult mai mult decât noi. Pe noi cum ne schimbă, domnule Popescu, discursul președintelui Zelenski în Parlament? I-am ascultat pe Marcel Ciolacu, pe Florin Câțu mai devreme, premierul României a fost. Cum ne schimbă? Cum îi schimbă pe politicienii noștri? Cum ne schimbă pe noi, cetățeni? Marcel Ciolacu a făcut deja un gest important înainte de acest discurs rostit în Parlament, înainte de președintele Zelenski. Și anume l-a exclus din partid pe individul acela care s-a dus la ambasada Rusiei ca să îl asigure pe ambasadorul rus de neutralitatea României. Da? Asta nu rămâne decât să ne
ne aducem în minte din nou imaginile de la, de la Bucea, ca să vedem ce a însemnat acest gest al acelor patru bipezi care s-au dus acolo. Mă bucur că nu au început să zbiere, în special personajul aceea. Aveați emoții. Poftim, da. Aveați emoții că se va întâmpla ceva. M-am gândit, am spus, vă, doamne, ne teamă că o să înceapă să zbiere pe acolo și vă dați seama ce efect ar fi avut asta. Deci, Marcel Ciolacu a inițiat acum o linie, odată cu excluderea individului și cu acest discurs de astăzi din Parlamentul României, a inițiat o linie distinctă în premieră în istoria PSD. Deci, Marcel Ciolacu încearcă în acest moment să scoată componenta naționalistă, componenta național-ceaușistă din PSD. Să o marginalizeze și să aducă în față această componentă care, dincolo de orientarea de stânga social-democrată, cu tot ce vedem și cu, mă rog, și alte lucruri care nu sunt în regulă ale PSD-ului, dar orientarea aceasta pro-Occident, pro-NATO, în mod ferm, la nici 3 ani după ce PSD-ul sub Dragnea era pe punctul de a scoate România din Europa și a scoate Europa din România, este, după părerea mea, un lucru deosebit și în premieră și important în evoluția PSD, care, vrem nu vrem, este partidul cel mai mare din România. Și PNL-ul prin vocea lui Florin Cîțu? Nu a contat domnul Florin Cîțu ce a spus. Cred că l-a ascultat cineva. Domnul Cîțu este într-o situație politică acum care tinde spre zero și de aceea nu are ecou ceea ce spune dânsul. Ce a spus președintele Zelenski însă, după părerea mea, are iarăși o mare importanță pentru atitudinea românilor față de Ucraina în legătură cu românii, cu cei 500.000 de români minoritatea din Ucraina. Zice așa, domnul Zelenski, atunci când situația o va permite, vom discuta despre acest lucru, adică vom negocia probabil mai multe drepturi pentru minoritatea românească, pentru că suntem cu toții parte din aceeași familie europeană. Da, și este limpede că va face lucrul acesta, pentru că gestul românilor, al poporului nostru, dincolo de guvern și de președinție sau mai știu ce instituție, gestul spontan de a ajuta pe ucrainienii, acesta a fost recepționat, pe refugiații ucraineni a fost recepționat ca atare și cu siguranță că președintele Zelenski va să ajungem acolo când se va termina iadul ăsta, cu siguranță că atunci se vor stabili clar niște lucruri în legătură cu limba, cu posibilitatea de a studia în limba română, cu drepturile ca minoritate ale românilor de acolo. Nu se va discuta ceva legat de graniță sau mai știu ce. Nici România, nici Ucraina nu pune asta în discuție. Prin urmare, mie mi se pare că e o direcție cât se poate de probabilă strângerea relațiilor dintre România și Ucraina în anii care vin. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Popescu, pentru că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi. Cătălin, practic,
Să facem, să facem o scurtă referire. Poate mulți dintre ascultătorii noștri n-au apucat să vadă articolul din RIA Novosti la care s-a referit și președintele Zelenski, dar și Cristian Tudor Popescu. Da? E foarte important acest articol, a apărut astăzi în RIA Novosti. Este un articol care argumentează denazificarea și operațiunea, cum o numesc rușii, din Ucraina. Citez un pic din el, zice așa: particularitatea Ucrainei nazificate moderne este amorfismul și ambivalența care fac posibilă deghizarea nazismului ca o dorință de independență, printre altele. Cu toate acestea, toate cele de mai sus nu fac din nazismul ucrainean o versiune ușoară a nazismului german, întrucât nazismul ucrainean este liber de astfel de cadre și restricții de gen, el se desfășoară în mod liber și continuă. Însuși, Occidentul colectiv este proiectantul, sursa și sponsorul nazismului ucrainean, în timp ce cadrele Bandera de Vest, ăsta e un personaj istoric al Ucrainei, și memoria lor istorică sunt doar unul dintre instrumentele pentru nazificarea Ucrainei. Și continuă nota în care numele Ucrainei nu poate fi păstrat și mai are următoarea remarcă: spre deosebire, să zicem, de Georgia și țările baltice, Ucraina, așa cum a arătat istoria, este imposibilă ca stat național, iar încercările de a construi unul duc în mod natural la nazism. Adică echivalează această portavoce guvernamentală a Rusiei că dacă Ucraina vrea libertate, independență și un stat național, acesta este echivalent cu nazismul, deci nu poate exista. Ni se alătură în aceste momente și jurnalistul și analistul politic Marin German. Te salutăm, Marin. Bună. Cum ai trăit momentul din Parlament, discursul președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski? Da, a fost un discurs, din punctul meu de vedere, bine scris, bine construit, ca și celelalte din fața parlamentelor lumii. Un discurs clasic, din punctul meu de vedere, care se bazează pe câțiva piloni: susținerea de ajutor, necesitatea de a sprijini Ucraina în ceea ce privește apărarea împotriva Rusiei, susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, ajutoare pentru Ucraina, mulțumiri României pentru sprijin, pentru găzduirea și ocrotirea refugiaților, o comparație destul de interesantă dintre regimul Putin, regimul Ceaușescu. Desigur, mai puțin am auzit, poate nu era și cazul, dar m-aș fi interesat să aud despre soarta românilor de dincolo, dar e timp de război și putem... A existat o remarcă, Marin German, la final, un răspuns către ceea ce a spus Marcel Ciolacu legat de minoritatea românească de acolo. Spune domnul Zelenski: când vom avea posibilitatea, vom sta de vorbă. Adică în momentul în care se termină războiul, hai să vorbim despre situația comunității românești. E de ajuns fraza asta? Trebuia mai mult? Ce așteptări erau? Din punctul meu de vedere, desigur, era necesar mai mult, pentru că pentru cetățenii români, pentru cei din România, este suficient și un astfel de răspuns. Pentru cei care se află în Ucraina, pentru comunitatea românească din Ucraina, un răspuns clar și cât mai rapid este actual, începând cu 2014, mai ales 2017, în contextul legii educației. Și din România se vede într-un mod aceste lucruri. Din Ucraina, și știu foarte bine situația de acolo, această scuză că suntem în război, dar acum un război mult mai mare, un război de anvergură, nu este un război doar în Donbass, în tranșee, a mai fost repetată. Desigur, noi toți ne dorim, în primul rând, indiferent de simpatii politice, limbă, apartenență religioasă, să fie pace în Ucraina, să fie pace așa cum și-ar dori lumea occidentală și democratică, prin învingerea tuturor destabilizărilor provocate de Rusia. Dar, desigur, au existat, mai ales în mediul comunității românești din Ucraina, au mai multe elemente și mai multe promisiuni, dacă vreți, din partea președintelui Ucrainei, că se va ajunge la o soluție pentru dosarele
care s-au acumulat în ultimii ani. Care ar fi, de fapt, prioritatea? Modificarea acestei legi a educației? Adică dacă ar fi să se primească un semnal de către minoritatea românească sau de către România chiar, la ce trebuie să ne uităm, să fim atenți, Marin German? Da, trebuie să cunoaștem în primul rând aspectul legislativ. Din 2017 s-au început foarte multe, au fost inițiate schimbări legislative care, din punctul de vedere al analiștilor politici, unora experți în dreptul constituțional, mai puțin a curții constituționale, manipulată de șir politic și a comunității românești, au fost introduse câteva legi. Legea educației, care restricționează dreptul la educație, așa cum era până în 2017, de când există legea fundamentală a Ucrainei, legea audiovizualului public, care nu permite, de exemplu, să existe vreun post de radio în Ucraina doar în limba română. Trebuie există cote lingvistice, 75% din emisie trebuie să fie doar în ucraineană, ceea ce face imposibil unele proiecte de presă pentru românii de acolo. De exemplu, legea care restricționează utilizarea limbii române în administrațiile publice, în primării, sau aceea, legile care nu permit folosirea ca odinoară a inscripțiilor în limba română. Sunt foarte multe, despre care s-a vorbit foarte puțin în ultimii ani, pentru că Ucraina este într-o confruntare cu Rusia și acum nu se mai vorbește deloc, pentru că Ucraina este un război trist cu Rusia și Rusia face astfel de fără de legi pe teritoriul Ucrainei. Sperăm foarte mult că după terminarea războiului vom avea soluții și vom avea discuții mult mai aplicate. Marin German, jurnalist de la Cernăuți, aflat acum în România. Mulțumim tare mult pentru participarea la această emisiune, final al ediției speciale a președintelui, discursului președintelui Zelenski. Aș vrea să adaug ceva, Adriana, că să fac un anunț pentru mâine. Mâine la 1:15 la România în direct vine Armand Goșu, să discutăm exact această relație dintre România și Ucraina, dacă vrei. Mituri, întrebări, nelămuriri legate de relația română-ucraineană, nu numai de azi, ci și din trecut. Pentru că am considerat că e teribil de important, mai ales că pe internet circulă, sincer vă spun că le-am verificat, o grămadă de bazaconii legate de această relație. Așa că sunteți invitați. Te vom urmări. Mâine, România Direct, Cătălin Striblea, Adriana Nedelea, suntem. Rămâneți pe Europa FM, nu plecați, l-am ascultat pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în direct din Parlamentul României, într-o ediție specială la Europa FM. Rămâneți cu noi, rămâneți aici. Ediție specială cu Adriana Nedelea la Europa FM.